Pensionarii sălăjeni care doresc să se trateze în stațiunile balneoclimaterice din țară sunt așteptați la Casa Județeană de Pensii Sălaj pentru a-și achiziționa bilete de tratament. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii Sălaj, în cea de-a 10-a serie care se va desfășura în perioada 19-22 septembrie, sunt disponibile 150 de bilete de tratament în diferite stațiuni din țară. Cei care doresc să obțină un astfel de bilet de tratament trebuie să depună la sediul Casei de Pensii un dosar care să cuprindă o cerere de acordare a biletului, o recomandare medicală pentru tratament balnear, o copie după actul de identitate cu valabilitate la data cererii și acte care să ateste calitatea solicitantului. Solicitările pentru bilete se pot depune zilnic între orele 8 și 15 la ghișeul bilete de tratament. Reamintim că începând din acest an, pensionarii care doresc să ajungă în stațiunile balneare din țară vor trebui să achite 50% din cuantumul brut al pensiei și nu din cel net ca și până acum. Mai mult, pensionarii care lucrează cu contract de muncă vor trebui să plătească și 50% din cuantumul brut al salariului pe care îl câștigă la locul de muncă, potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii Sălaj. De la începutul acestui an, la Casa Județeană de Pensii Sălaj au fost depuse peste 3500 de solicitări pentru bilete de tratament. Cele mai solicitate stațiuni au fost Felix I Mai, Bizușa, Vatra Dornei și Covazna.